Bună seara, seară foarte importantă pentru fotbalul românesc în raport cu ceea ce mai însemnăm în fotbalul european. Astăzi trei cluburi dintre laureatele, să spunem, din stagiunea precedentă încearcă să meargă mai departe în, e adevărat, a treia competiție europeană, dar până la urmă ar fi extraordinar dacă am reușit măcar în aceste tururi preliminare să adunăm coeficienți și, de ce nu, să sperăm și la o prezență în grupe, fiecare cu șansele sale. Însă, din păcate, în prestațiile tur, lăsând la o parte ceea ce a reușit CFR, Șepși a obținut într-adevăr un scor foarte bun cu Olimpia Ljubljana și returul se va juca în această seară de la ora 20. La ora 20 și 30 de minute, FCSB va încerca să întoarcă rezultatul din tur cu Sabur Talos și, de asemenea, Universitatea Craiova. După 1-1 în Albania cu Vlasnia, va juca în această seară chiar în direct aici la noi. Alături de mine, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Radea. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Haideți să începem puțin cu ceea ce am văzut sau n-am văzut la Universitatea Craiova, pentru că meciul va fi transmis aici. Bineînțeles, vom avea și detalii de la stadion. Un meci pe care, cel puțin eu așa l-am văzut, Craiova l-a controlat. Dar apoi a venit acea egalare. E și așa un mini blocaj de când a început sezonul. Trei rezultate de egalitate pentru Craiova. Cum vedeți meciul din seara asta? Și dacă, într-adevăr, Universitatea Craiova are prima șansă sau nu? Da, eu cred că prima șansă are Craiova. De fapt, toate echipele cred că se vor califica. O văd pe Craiova mai valoroasă, echipa mai bună. În deplasare în Albania, așa cum ai spus și tu, mi s-a părut echipa mai cu jucători de calitate, un ritm mai bun. E adevărat că albanezii, cred că prin septembrie încep campionatul, au puține meciuri în picioare. Așa că cred că în această seară vom avea trei echipe care vor merge mai departe. Ionuț, ești de acord? Ar trebui să o vedem pe Craiova cel puțin calificată mai departe? Craiova, cred că și acest început de campionat este tot cu gândul, așa cum și CFR Cluj este cu gândul la această calificare. Ultimele eliminări ale Craiovei, și am văzut și prin declarația președintelui de la Craiova, nu ar mai fi de iertat o altă rușine. Clar, Craiova am văzut-o în meciul tur, mai ales în duelurile 1 contra 1, acolo pot să rezolve meciul, să aducă și să marcheze cât mai repede, pentru că știm foarte bine astfel de meciuri, în momentul în care adversarul intră într-un joc de apărare, tu intri în criză de timp, presiunea suporterilor, de acasă sunt sigur că o să vină mulți suporteri la stadion la Craiova și cred că asta o să creeze așa o ușoară presiune. Și pentru Balint cred că este un meci foarte important, pentru că nu cred că o să fie deloc bine pentru el dacă o să rateze chiar din primul tur calificarea în Conference League. Surpriza plăcută, am putea spune, în partidele tur a fost Șepși. Apropo, pentru cine nu știe deja, CFR merge mai departe după doar o remiză în Andorra. Și înainte de a discuta și despre Șepși, aș vrea să vă întreb, de ce credeți că sunt aceste preliminare grele? Pentru că Dan Petrescu a tot spus, lasă să vadă și alții cum e să joci în preliminare, să vadă cum e cu deplasări. Totuși, așa ne uităm la aspectul jocurilor. Suntem mai buni, parcă, nu? Adică... în afară de Șepși cu Olimpia Ljubljana, care e și un adversar de un alt calibru, că e totuși... Dar Ljubljana e echipă bună. E echipă grea, dar în rest... Și nu va avea meci ușor, exact. Șepși. Eu zic că nu va avea meci ușor. Dar... De ce sunt aceste preliminarii grele? Pentru că, e clar, la joc suntem mai buni, se vede clar. Avem mai multe ocazii, a fost și CFR cu Piunic, clar, exemplu elocvent în acest sens. Eu cred că, Mădălin... Nu este suficientă concentrare, nu este suficientă dăruire. Nu văd, poate, probabil dacă era un preliminar de Champions League, bine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat la CFR Cluj, dar și la CFR Cluj n-am văzut acea atitudine și acea dorință de a merge mai departe. Adică chiar dacă sunt primele meciuri oficiale, chiar dacă nu ești în ritm, așa cum toată lumea a analizat acest lucru, este totuși, pentru asta ai muncit un sezon întreg, să fii acolo, într-un tur preliminar, să mergi mai departe în Europa. Și de multe ori am văzut în multe momente, și asta a fost la fiecare echipă, la unele mai mult, la altele mai puțin, parcă nu erau conectați, parcă nu sunt, nu știu, parcă nu-și doresc să meargă în turul următor.
Și orice moment de neatenție, ori poate că tratează și mai de sus, pentru că jucăm cu anumite echipe din campionat, poate mult sub al nostru, toate aceste lucruri duc la astfel de rezultate și par foarte grele. Deși individual, valoare, jucător pe jucător, suntem mai buni decât ce am întâlnit până acum. Poate fi și faptul că se începe foarte devreme, calendarul este foarte aglomerat, domnule Sabău. N-au timp de recuperare după asta, că în campionat. Asta spun, adică după pregătire. Adică sau n-au un stadiu de pregătire cum ar trebui să fie cel normal. Nu, bine a punctat Ionuț la capitolul de terminare. Motivat. Chiar vedeam câteva momente din joc și în Albania, când un coechipier albanez nu s-a poziționat bine sau nu a venit înapoi sau nu a fost destul de agresiv cu adversarul, imediat vezi că gesticulează, imediat vezi nervozitate pozitivă, adică sigur de reproș pentru că nu ești destul de conectat. Și eu cred că aici ne lipsește această atitudine, determinarea, dorința de a fi mai bun, de a fi mai agresiv, de a-ți dori să câștigi neapărat, să ai rezultate. Ne lipsește. Poate că prea mult ne considerăm așa super fotbaliști și jucăm un pic pe vârful, știi? Nu avem starea de spirit de care ai nevoie să câștigi un joc. Și nu te lasă nimeni. Adică vedem la acest nivel toate echipele, și georgenii, și slovenii, și joacă meciul vieții. Da, joacă foarte cu multă determinare. Asta face diferența într-un astfel de meci, pentru că de multe ori spui, băi, individual suntem mai bun, că se vede. Dar aici se face diferența. Cum am reușit noi, poate cu ani în urmă, când am jucat poate turul preliminar cu echipe de 3-4 ori mai valoroase decât noi? Prin determinare, o concentrare mult mai mare și, bineînțeles, și șansa, pentru că, până la urmă, te ajută. Toate aceste lucruri pe care le menționez, determinarea în primul rând, te ajută la un moment dat să duci jocul în favoarea ta. O fază fixă, o execuție și toate aceste lucruri te vor ajuta să te califici. Dar dacă tu pleci din start fără motivație, fără determinare, orice adversar poate să îți pună probleme, să te elimine. Da, poate și pretențiile sunt mai mari decât ceea ce putem și poate și de aici. Că de la așteptările astea, cum să spun eu, când dacă bați, păi e normal, păi, posibil și acest lucru, adică să fie pretenții prea mari. Să n-ai nicio satisfacție dacă ai bătut. Că... Da, nu știu ce să zic. Dar n-au voie la capitolul de terminare, dacă te domină adversarul, ai o problemă. Ori nu ești pregătit, ori îți dorești prea puțin, te mulțumești cu puțin și te gândești doar ce înseamnă campionatul intern. Ok, și stai așa la un fel de căldurică, zic eu, așa căldicel și vedem ce se întâmplă. Aici posibil și strategia staffului tehnic, pentru că știm foarte bine pregătirea și domnul Sabo are mai multă experiență atunci când vine pregătirea de vară, cum o structurezi pentru a nu fi în vârf de formă la primele meciuri, pentru că după care urmează o cădere chiar la început de campionat și după care e greu să recuperezi. Da, nu de asta cumva spun că... și sistemul, scuză-mă Ionuț și am să te las să continui, nu cumva și sistemul nostru de campionat e făcut tocmai ca să te ajute în preliminare, nu știu dacă așa a fost gândit, dar așa e. Pentru că primele două luni, haideți să fim serioși, că nimeni nu câștigă, uitați cine e pe primul loc, Farol și cu Botoșani au maximum de puncte. Niciodată de când a început sistemul ăsta, nu prea au contat rezultatele din august și septembrie, adică ai timp să joci preliminarii, să intri în niște grupe și apoi să iei campionatul serios, nu? Tocmai că în primele meciuri, Mădălin, se consideră că dai peste niște echipe mult mai accesibile și cumva vei câștiga. N-ai nevoie să fii în tonusul cel mai bun. Corect. De asta spun că, iată, că nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Adică dacă nu ai nici tonusul, pentru că, normal, mi-aduc aminte ca și jucător, nu se lucrează la vârful de formă în primele meciuri. Dacă nu ai nici determinare, nu ești nici în cea mai bună formă, clar, adversarul, indiferent de numele acestuia, îți va pune probleme. Haideți să mergem pentru prima dată în Bănie. Avem un interviu chiar în afara stadionului cu Sorin Cârțu, să-l ascultăm. Ion Oblemenco din Craiova, suntem în așteptarea returului dintre Universitatea și Vraznia, într-o seară în care sperăm să fie de bun augur pentru echipele românești aflate pentru un loc în Conference League. Alături de mine, președintele Universității Craiova, domnul Sorin Cârțu, care voi prefața partida dintre Craiova și Vraznia. Domnule Cârțu, ce așteptări aveți de la echipă în această seară? Așteptările maxime ce pot să facă la o
asemenea partidă, aceea de a face calificarea, de a face victorie și de a merge mai departe, să întâlnim următorul adversar. Echipa pare destul de odihnită, sunt 6 schimbări în formula de start față de meciul din campionat. E un program pe care îl știam, e un program la care ne așteptăm. Trebuie să fim odihniți, trebuie să fim concentrați, responsabilizați, să știe, contează că am jucat acum 4 zile sau eu știu când s-a jucat și că se joacă într-un ritm mai des așa. Important e, ți-am spus, obligatoriu este calificarea. Miza totală pe ofensivă în această seară? Nu, neapărat, că nu trebuie, dacă ai nu știu cât în atac, înseamnă că ești ofensiv. Sau, important e să ai un echilibru în tot ceea ce faci în atac și în apărare și să supui adversarul la presiune, în așa fel încât să faci să cedeze și să marchezi atâtea goluri cât îți trebuie pentru a te califica. Echipa n-a trecut printr-o formă foarte bună în acest început de campionat și de Europa. Credeți că au înțeles jucătorii acum importanța partidei? Trebuie să o înțeleagă și, sigur, forma sportivă nu ți-o atinge așa ușor în primele etape. E un început de sezon și, sigur, să mai acceptă fluctuații, dar nu de tipul în care să ai un rezultat negativ. În tur am trecut pe lângă o victorie, practic ne facem un meci mai greu astă seară, să umblăm după acest rezultat de victorie, pentru că în tur am avut adversarul mână, dar n-am știut să exploatăm acest lucru și să-i dăm lovitura de grație, să câștigăm partida. Trebuie să facem asta seară. Lazlo Balin spunea înainte acestei partide că nu se odihnește bine noaptea, crezi că se resimte și el presiunea? Păi, orice antrenor care e la Universitatea Craiova din tot timpul a fost sub presiune, așa că am mai spus, nu cred că el când a venit aici a crezut că are o meserie așa fără presiune. La Craiova întotdeauna e sub presiune. Au fost eliminări cu Locomotiv Tbilisi, cu Lacia, a treia oară cu noroc? Au fost niște rușini și nu trebuie să se mai întâmple în niciun caz asta seară. Tocmai de asta sunt. Am temeră din... Și dacă am temere într-un fel pentru acea partidă, v-am spus mai mult din partea noastră, că de multe ori am dovedit superficialitate care ne-a și adversarul ne-a exploatat. Nu vreau să văd astă seară acea superficialitate care am mai văzut la alte partide și care ne-a costat niște rezultate. Vor fi undeva la 15.000 de suporteri în această seară pe stadion. Cât de mult va conta aportul lor? Ne ajută să fie cât mai mult și să ne ajute să ne facem acest obiectiv. Echipa trebuie, în situația în care vine foarte multă lume la și cei care vin la asta, echipa are obligația să îi respecte și respectul cel mai mare pentru această partidă este să ne facă victorie. Dumneavoastră cum i-a simțit pe băieți? Ei și-au făcut analiză la ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de partida tur. A mai fost și partida asta cu Cluj. Trebuie să înțeleagă și să învețe din tot ceea ce s-a întâmplat din partidele ăștia trei care le-am disputat și vreau să văd în seara asta că să punem în practică. O seară în care toate echipele românești se califică? Eu cred că da. Eu merg că toate patru echipe se vor califica. De fapt, una e deja calificată, s-a calificat CFR-ul și văd și la celelalte reușite. Vă mulțumesc și sper să fie o seară foarte bună pentru echipele românești, iar toate să se califice în turul următor. Acestea au fost informațiile de la Craiova. Da, mulțumim. A fost colegul nostru Ștefan Drăghici într-un dialog cu Sorin Cârțu, care a punctat, cam ce am spus și noi, doar noi ne putem bate în seara asta. Adică așa dacă luăm pe valoare, dar nu prea văd bine pe Lazlo Balint acolo, că știți cum e, pretențiile sunt mari acolo. Lumea vrea fotbal. Păi dacă nu ofensiv, se califică, e o problemă mare. Mare de tot. Deja cred că se ai făcut acasă, egal, nu? Cu Sepsi, ai făcut egal cu după nou promovată. După ce ai condus cu 2-0. Nou promovată cu Cluj. Ai făcut egal în Albania. Va fi o problemă asta. Va fi sub presiune mare de tot. Mă nu știu dacă va fi demis, dar să nu te califici. Acum cu albanezii care încep conducere campionatul. Te mănâncă suporterii, vorba aia, adică acum... Da, nu. Și dacă rămâi după aia, tot timpul exact. Vei juca cu o și mai mare presiune, pentru că ai început destul de neconvingător în campionat, ai această, sperăm noi, necalificare și va fi foarte greu pentru el
să țină lucrurile sub control acolo. Știm foarte bine că Oltenii se aprind repede. Luăm o scurtă pauză, bineînțeles, mai avem și alte informații și imagini, inclusiv de la București, înainte de meciul celor de la FCSB. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Și spre ceea ce se întâmplă la FCSB, la un nou început de drum, Dică revine. În primul rând vreau să vă întreb ce părere aveți despre această schimbare și mai ales dacă va fi o schimbare în această seară cu Giorgeni, pentru că noi am tot vorbit că am dominat în preliminariile astea, dar din păcate FCSB în deplasare la Saburtalu a fost excepția care a întărit regula. Adică acolo am văzut niște ocazii ale celor de la Saburtalu, am scăpat ieftin, ca să spunem așa. Adică cumva așa se reîntoarce la echipă și cred că va fi un examen destul de important pentru el, pentru viitorul său ca antrenor. Pentru că știm foarte bine și după prima experiență, chiar dacă a avut rezultate, a plecat cum a plecat, nu a mai fost principal, a fost doar cu Mirel în acea echipă la națională și va fi foarte important pentru el. Clar, lumea este bucuroasă că s-a reîntors, însă diferența față de ce echipă avea în momentul acela și ce lot are acum sunt diferențe foarte mari și nu va fi deloc ușor. Bineînțeles că, clar, odată cu schimbarea antrenorului, acel șoc de care tot vorbim, cred că se va produce și astăzi noi cumva trebuie să vedem o reacție. O reacție pe care n-am văzut acolo. Adică, pe lângă golul pe care l-au primit în foarte multe momente și după primirea golului, n-am văzut nicio reacție de la niciun jucător, unul la altul, să se încurajeze, să se vadă un pic că sunt acolo, sunt prezenți, nu s-a văzut acest lucru și cred că aici trebuie să îmbunătățească în primul rând Dică după venirea sa. Vedem imagini din urmă cu câteva minute de la stadion, o să fie destul de mult suporteri, domnule Sabo. Mie mi se pare incredibil ce se întâmplă la FCSB și cu diluarea identității și cu derapajele patronului și cu evoluțiile mult sub așteptări ale echipei. Aduc aminte că în prima etapă au venit vreo 10.000 de suporteri doar din București cu Cluj. Adică mi se pare absolut incredibil. Și s-ar putea să fie o emulație bună pentru Dică la un examen foarte greu și pentru el. Adică eu cred că va trebui să convingă jucătorii că el este cel care decide tot. Să simtă jucătorii. Dacă nu o să faci, nu va fi nicio diferență. Dacă tu nu-i convingi pe jucători că de fapt tu decizi ce înseamnă pregătire, ce înseamnă echipă, ce înseamnă schimbările, poți să schimbi mentalitatea jucătorilor. Poți să schimbi starea de spirit, motivația lor, plăcerea de a se antrena, de a crea un grup. Dacă ei simt că, de fapt, tu doar pregătești echipa și întotdeauna ești influențat de anumite păreri pe care le au ceilalți din jur, clar, pierzi vestiarul, nu poți să ai autoritatea asupra jucătorilor și nu poți să îi spui, să-l corectezi, să-i transmiți mesaje de pe margine jucătorului. Foarte greu să te asculte, să întoarce cu spatele sau să duce în partea cealaltă sau îți dă din mână. Pentru că n-ai personalitate. Eu cred că aici ar trebui să lucreze foarte mult la acest capitol. Adică să-i convingă pe jucător că el este cel care decide totul la echipă. Corina Marinaș, colega noastră, se află la Arena Națională și va urmări îndeaproape tot ce se întâmplă acolo în partida celor de la FCSB și a realizat și un interviu cu Pompiliu Stoica, cel care vine să-și vadă fiul. Pompiliu Stoica, apropo, juca într-o perioadă mult mai bună europeană la FCSB sau, mă rog, la Steaua. Corina Marinaș, prima intervenție la emisiunea noastră Fotbal Show. Bună seara, alături de mine este Pompiliu Stoica. Bună seara, e un meci important pentru FCSB și cred că trăiți cu mai multe emoții pentru că Iannis este titular în această seară și se luptă pentru calificare. Cum vedeți acest meci? Îl văd ca un meci foarte greu, având în vedere că meciul tur au pierdut acolo, trebuie să recupereze acel gol marcat. Vin după un meci destul de slab în Giulești, dar sper că ei au tărie și caracter și personalitate și pot să-și revină și să se califice în această seară. Bine, Nicolae Dică în această seară cu un nou suflu să le dea mai multă încredere, să aibă mai mult curaj? Da, sunt sigur de chestia asta și eu sper ca
să aibă inspirație și șansă. Cum îl vedeți pe Nicolae Dică? S-a schimbat un pic așa după ce a reușit să-și ia și licența? S-a maturizat un pic? Da. Eu zic că la echipa națională are posibilitatea să se dezvolte profesional și eu cred că a făcut-o bine. Cum ar trebui să joace FCSB în această seară? Pentru că am văzut cum joacă acești georgieni, sunt destul de agresivi, așa. Cum ar trebui abordat meciul? Încă o dată vă spun cu încredere și să aibă atitudine, că restul le au pe toate. Pe Ianis, cum l-a simțit așa cu debutul ăsta de sezon, poate un pic mai slab al echipei? E mai multă presiune pe el? Cum îl simți? Eu sunt pregătit la fiecare meci, dar i-am spus și repet de 100 de ori, pentru că el, având postul de atacant, el trebuie să marcheze. Cum el trebuie să marcheze? Sper să o facă în seara asta. E mai multă responsabilitate pentru că a plecat și Tănase, un om care marca foarte mult pentru FCSB. Da. Apropo de Florin Tănase, era și un lider al echipei, un jucător foarte valoros. Gândiți-vă, 2 ani de zile a fost golghetorul campionatului. Eu nu pot decât să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut, da, și ce a realizat la FCSB. Și urez multă baftă. L-a ajutat și pe Ianis cu sfaturi? Cum era așa? Cum erau relații? Cred că toți jucătorii mai experimentați l-au ajutat pe Ianis. Nu face excepție Florin Tănase. Cum simțiți? În această seară va fi bucurie pe Arena Națională? Îmi doresc din tot sufletul să se califice. Ar fi așa un semn, nu neapărat un semn, o zi neagră pentru FCSB în cazul în care nu ies lucrurile atât de bine? Nici nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Îmi sper și îmi doresc din tot sufletul să se califice, pentru că e bine pentru fotbalul românesc, pentru ei, pentru Ianis, pentru ceilalți copii să crească. Mulțumesc foarte mult, înapoi la voi. Mulțumim, Corina. L-am ascultat pe Pompiliu Stoica. Un lucru interesant și destul de rar văzut în fotbal. Nu știu cum să interpretez asta. Dică va antrena timp de cât? 15 etape, nu? Gratis. Bineînțeles... 15 etape gratis sau tot... 15 etape, apoi cred că se... Nu, am sau nu, nu, mă scuzați. 15 etape nu se bagă patronul. Nu? Da, exact. Are libertate. Fără salariu, probabil sunt ceva prime... Dar cum interpretați asta? Adică mie mi se pare puțin ciudat din perspectiva jucătorilor, în primul rând. Prin asta, din start, se dovedește că nu ești respectat ca antrenor. Că n-ai valoare. Ce aș putea să spun? Te duci la un club să spui lucrez gratis. Unde? Nicăieri n-am mai auzit acest lucru. Tu ca antrenor, dacă ai valoare, te duci și negociezi un contract. Te doresc foarte mult pentru că ești foarte bine pregătit, echipa are nevoie de tine și îți negociezi un contract, niște clauze. Te duci și spui că, da, sigur, e o decizie a lui până la urmă. Tot respectul pentru ce înseamnă Dică, ce a însemnat Dică ca fotbalist. Dar o să te duci la un club ca și FCSB fără să fii plătit doar la performanță. Nu știu, așa mi se pare o chestiune foarte ciudată. Nu cred că mai există undeva... Eu nu ți-ai avut vreodată vreun antrenor care să lucreze așa pro bono și să facă și performanțe eventual? Da, e cumva ciudat, pentru că chiar și Dică, chiar dacă, ok, din punct de vedere financiar, el nu ar avea nevoie de acel salariu, până la urmă este o nouă meserie pe care el încearcă să o dezvolte. Vrea să ajungă, probabil, un antrenor foarte bun. Chiar și acest lucru, în momentul în care tu vii și negociezi cu un club, chiar dacă este clubul unde tu ai avut cele mai mari performanțe, așa cum spunea și domnul Sabo, la urmă, respectul pe care l-ai înainte și înainte de toate, de rezultate și de orice se va întâmpla, că voi face rezultate sau nu, în momentul în care tu vii adică cu această... e o muncă depusă, că rezultatele nu sunt ale. Bineînțeles, pe care adică el merge în fiecare zi, nu este doar, vine doar la meci oficial și are doar acolo de plătit dacă în fiecare lună și el ca toată adică lumea. E ciudat că asta nu este deloc ok, adică nu e un exemplu bun din punctul meu de vedere. Un antrenor, ca și un jucător la rândul lui, trebuie să-și facă un contract cât mai bine, în așa fel încât să poată să lucreze în condiții bune, acoperit de niște clauze, și la fel și conducerea. De asta spun că nu e doar conducerea trebuie să fie acoperită sau doar antrenorul. Un contract care să fie respectat de ambele părți. Ori dacă tu înaintezi deja acest lucru,
nu, din punctul meu de vedere, nu este ok. Acum, bineînțeles, probabil patronul Stelei a spus că va lucra. Poate pe contract sunt ceva... Sunt convins că sunt ceva prime. Sume, adică nu cred că va fi zero... Dacă nu-ți atingi obiectivul ăla, tu trebuie să primești niște bani și cu asta cu... Acum asta ar putea să fie la nivel declarativ. Nu. Dar din ce am auzit, să te duci la un club ca și FCSB fără să fii plătit doar la performanță, nu mi se pare un lucru normal pentru un antrenor. Și jucătorii, interpretează, sunt convins, greșit. Sigur, până la urmă e o decizie a lui, el a hotărât, Dică și-a dorit foarte mult să reîntoarcă, să antreneze, a avut încredere probabil în discuția pe care a avut-o cu patronul echipei, are încredere în jucător, în lot, nu știu. Da. Haideți să mai facem așa o escală pe la București. Colega noastră, Corina Marinaș, ne va da ultimele detalii înainte de această partidă, care începe odată cu cealaltă de la Craiova. La Ljubljana a început deja meciul de 3 minute. O să vă ținem la curent cu ce se întâmplă acolo. Deocamdată ne ține la curent Corina Marinaș cu ce se întâmplă la București. Bună seara, Corina! Multă lume am tot văzut de-a lungul interviului tău. Vine lumea la stadion, noi ne miram, pentru că ne așteptam să fie o atmosferă mai tristă, dar se pare că va fi ceva lume la acest meci. Bună seara tuturor! Într-adevăr, este agitație aici la Arena Națională, așa cum obișnuia FCSB să adune în momentul în care juca în cupele europene. Sunt vândute 16.000 de bilete online până la ora prânzului, însă la casele de bilete încă se mai găsesc tichete pentru cei care vor să vină și să participe la acest meci. Spuneau că cei de la echipă că își doresc așa să fie astăzi aproximativ 20.000, poate 25.000 de suporteri pentru a susține echipa în încercarea aceasta de a se califica mai departe în turul următor din Conference League. De altfel, vor să asiste oamenii și la debutul lui Nicolae Dică în noul mandat aici la FCSB și patronul FCSB-ului a promis să fie și el alături de Nicolae Dică în această încercare de a trece mai departe în turul următor de acești georgieni. Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, nu a mai fost pe stadion de aproximativ 2 ani, așadar toată lumea încearcă să fie alături, să transmită energie bună echipei, pentru că n-a avut un start de sezon tocmai bun această formație. Toți încearcă să încurajeze echipa, să facă tot posibilul să treacă mai departe în Conference League. Însă echipa va lupta în această seară fără Florin Tănase, un om important în formația FCSB-ului. Dacă ne gândim că în ultimele două sezoane acesta a fost golgheterul Ligii 1, a marcat foarte mult pentru echipa roșalbastră, așadar vom vedea cum se vor descurca fără el în echipă. În atac îl vom vedea pe Ianis Stoica, un copil cu foarte mult talent, dar nu atât de experimentat, însă îl vedeam și pe tatălui spunând că ar trebui să aibă mai mult curaj, că i-a dat unele sfaturi atât pentru acest meci, dar și pentru partidele viitoare. Un alt lucru important pe care aș vrea să-l menționez este faptul că FCSB nu are foarte multe soluții pe bancă, așadar a trimis primul 11 cu oamenii importanți pe care se poate baza în această seară, însă nu sunt foarte multe soluții ofensive. Dacă ne uităm că pe bancă ar fi Matei Tănase, care are 16 ani, și Alexandru Musi, care are 18 ani. Așadar, vedem în această seară dacă FCSB reușește să treacă, să întoarcă rezultatul 1-0 din tur cu Sabur Talo. Înapoi la voi! Da, Corina, mulțumim pentru aceste detalii. Imediat o să vedem și noi echipele de start. Nu e nici formula ideală. Și o perioadă, vedeți, în care se vorbește despre transferuri, în care Tănase probabil mai avea puțin și plângea că nu pleacă nici sezonul ăsta. Urmează poate Olaru? Exact, se vorbește de plecarea lui Olaru. Florinel Coman a fost criticat. Adică noi trebuie puțin să ținem cont și de starea mentală a acestor băieți. Așa, dorința lui, că îl urmărea de foarte mult timp. Ne aducem aminte de când avea un preț mult mai mare, undeva la 5 milioane de euro. Iată, a ajuns până la urmă, dacă este cifra confirmată, 3 milioane. Adică, clar, și dorința lui de... Era normală pe undeva, pentru că câștigat titlul de golgheter 2 ani consecutiv și își dorea să facă acest pas. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză. Vedem imediat și echipele de start, atât la Craiova cât și la FCSB Rămânescu. Noi revenim imediat. De cele mai mari probleme de efectiv în momentul ăsta
iată echipa de star, cu Târnovanu, omul meciului în tur, din păcate, Ovidiu Popescu, care cred că și-a consolidat locul de fundaș dreapta, cel puțin cât lipsește Crețu, dar Oa și Tam, de foarte mult timp n-au mai avut FCSB un cuplu de fundaș central străin, în stânga Radunovici, Egiuma și Olaru la mijloc, Cordea, Octavian Popescu și Florinel Coman în spatele lui Iani Stoica, meci foarte important și pentru Iani Stoica, pentru că are un rol important în seara asta, când FCSB trebuie să câștige, trebuie să înscrie cel puțin o dată. Arată bine, arată de la mijloc în sus, echipa arată foarte bine. Sigur, fundaș dreapta, joci cu Ovidiu Popescu, care nu-i fundaș dreapta, dar, mă rog, poate să joace. Nesiguri, nu-i văd să dea siguranță cei doi fundași centrali. Au jucat și foarte puțin împreună, dar văd de cei doi mijlocași. Probabil că Olaru va fi jucătorul care va susține mai mult atacul. A remarcat că ar fi mai potrivit un 4-1-4-1. Linie ofensivă de mijloc, da, în spatele lui Iani Stoica. Și Stoica, până la urmă, e un copil tânăr, la un moment dat, chiar un atacant care reușea să înscrie, reușea să fie tot timpul acolo unde trebuie să fie un atacant, în fața porții, și înscris. Sigur, are nevoie de susținere, are nevoie de încredere, dar așa cum a spus și tatălui, el trebuie să înscrie, va trebui să joace cât mai puțin cu spatele la poartă, pentru că nu are forță. Mi-aduc aminte de Răducioiu la 17-18 ani, deci l-obliga Nea Mircea să joace numai cu fața, numai să plece, pentru că cu spatele la poartă era foarte firav, e greu să-ți câștigi duelurile cu adversarul. Deci și el va trebui să joace mult mai inteligent, să joace la limita apărătorilor, să plece foarte mult pe spațiu, să vie mai puțin la primit și orice centrală să fie acolo, orice greșeală a portarului, a fundașilor, să o speculeze. Asta înseamnă, dar sigur, ai nevoie de timp, ai nevoie de experiență să ajungi la acest nivel, dar are calități și un copil foarte serios. Gănuț, remarca și colega noastră, Corina, că în schimb banca de rezervă e destul de nu neapărat săracă, dar lipsită de experiență. Adică de acolo ar mai putea să vină Șut, Buena, Haruț în apărare. Și Haruț și poate Waide dintre jucătorii care și Șut au la mijloc în caz, da, că dar în rest foarte mulți jucători tineri. Lixandru, care a fost la Gazmetan, Ducan, 4, mă rog, 5 Pantea. Schimbări au. Nu se folosească pe da, cred că și sistemul pe care l-au ales, sau jucătorii pe care i-a ales în primul 11, adică va fi clar pentru a forța cât mai repede să recupereze golul din tur. Într-adevăr, trebuie să aibă mare grijă. Un lucru îmbucurător este revenirea lui Radunovici în linia de apărare, unde cred că mare câștig este punct și foarte încă prezența lui Olaru, nu, domnule? Singurul fundaș de meserie, fundaș de meserie, adică și cei doi, dar ei se vede, s-a văzut că și Daua și Tam încă nu se completează undeva, destul de rigid, și asta cred că o să fie un pic de problemă pentru ei. De asta cred că vor încerca să pună mai multă presiune în terenul advers, vor încerca să țină cât mai mult mingea departe de poarta proprie, pentru că am văzut și meciul din campionat, acolo au ceva probleme în apărare. Și cât de inteligent va juca Egiuma să ajute pe cei doi fundași centrali să rămână mult mai mult acolo, pentru că Olaru va fi jucătorul care urcă. Exact. Dacă urcă amândoi în ochi, și să nu fie expuși în dueluri unul contra unul. Numai că și Egiuma îi place foarte mult careu să plece de acolo, nu e atât de disciplinat. Ori dacă el ar fi disciplinat să rămână în fața fundașilor, pentru că are talie, are și forță, sigur că atunci Olaru va fi mult mai eficient în atac. Și haideți să vedem și echipa Craiovei. Fundașii centrali vor fi mai protejați dacă va rămâne acolo Egiuma. Haideți să vedem și echipa Craiovei. După 15 minute, apropo, la Ljubljana este 0-0, scor de calificare pentru Șepși, care își permite chiar să și piardă la un gol diferență. Așadar, Craiova cred că are cea mai bună formulă, poate puțin surprinde, nu, Căpățână în flancul drept. Paul Pap, care a marcat în campionat, cu da, Raul Silva, care a confirmat din primul meci. Da? Da. Bancu în stânga, Crețu și Mateiu la mijloc, Gustavo, Baiaram și Ivan în spatele lui Colici.
să zicem că lipsește Marković și este folosit Kolić, dar în rest nu par surprize în primul echipa 11. Cea mai bună. Mie îmi place Căpățână în partea dreaptă. Foarte, foarte motivat. Și cred că a fost introdus tocmai pentru că trebuie să atace. Foarte, foarte implicat în joc. Urcă capacitate foarte bună de efort. Destul de agresiv și în dueluri. El e un mijlocaș lateral, mai mult decât un fundaș dreapta. Te l-am văzut destul. Probabil că i s-a dat încredere și spune aici vei juca. Ăsta e postul tău. Aici trebuie să încerci să te obișnuiești, că aici vei juca, fundaș dreapta. Da, și poate că cum este sistemul acum cu Ban, cu Silva și cu Pap, să migreze un pic spre dreapta, să țină cumva cei trei, lăsându-l pe Căpățână să urce mai mult. Adică, clar, el defensiv nu este un fundaș. Și pentru asta nici, nici că... Bancu, nu, asta... nici Căpățână, dar ei pot cu schimb, adică să meargă, să nu meargă ambii fundași lateral, odată dacă urcă Căpățână, rămâne Bancu și cei doi fundași central plus un mijlocaș central. Dar au în ce văd eu... 3+1 sau tot așa, exact, 3+1, da, da, poate să, poate să asigură faza defensivă. La fel și la mijloc, văd acolo joc... Cine mai poate să dea o dată că nu mai rețin Vă mijloc? Spun imediat, mijlocaș și central, Crețu, da, și cu, cu Crețu, Mateiu. Crețu, Mateiu, Matei, care rămâne acolo, iar Crețu, care sigur e jucătorul care ajunge mult mai frecvent la finalizare în atac. Da. Kolić ar trebui, pentru că aici, într-adevăr, e o luptă interesantă între el și Marković. Marković a arătat mult mai bine, dar clar încearcă să-l readucă pe Kolić la forma sa. Din păcate, și meciurile pe care le-am văzut, a și ieșit în meciul tur, nu este într-o formă foarte bună. Îi se dă încredere în continuare. Dar nu ajută echipa. Asta că puține fizic, are experiență, ar trebui să ajute mult mai mult. Și cot, am trebuit să mult mai mult să facă pentru echipă, să-și ia acțiuni individuale, să ajungă la finalizare. Și el foarte mult vine la primit. Atacanții prea mult vin la mijlocul terenului, iar când vin centrări, nu sunt în fața porții. Nu știu de ce. Își consumă energie acolo unde nu trebuie, de fapt. Atacantul trebuie să fie în careu, acolo trebuie să joace, nu? La mijlocul terenului. Apropo de contribuția atacanților, avem o declarație a lui Nicolae Dică. Ce înseamnă, de fapt, plecarea lui Tănase? Când am vorbit cu patronul echipei, mi-a spus că va pleca după meciul cu cel din Georgia și am zis ok, dar am aflat aseară că va pleca de astăzi. Pierdem un jucător important, golgheterul campionatului în ultimii 2 ani, capitanul echipei, un jucător foarte important pentru echipă, dar i-am spus și patronului, ok, asta e viața, este spre binele lui, spre binele clubului, voi încerca cu ce avem la dispoziție să reușim mâine să ne calificăm. Am încredere în jucătorii pe care i-am la dispoziție în acest moment. Ce se pare lotul din prezent față de cel din primul tău mandat? Nu vreau să fac comparații acum cu ce aveam înainte, trăiesc momentul de acum, cu jucătorii pe care i-am acum, am venit la club, că am încredere în acești jucători, de asta am venit. O să aducem jucători. O să aducem jucători, da. Sperăm să reușim să-i aducem, jucătorii pe care îi dorim. Cine va fi capitanul? Cine va fi liderul acestei echipe după plecarea lui Florin Tănase? Veți vedea mâine, pentru că acum, înainte de antrenament, am aflat și eu că va pleca înainte cu un sfert de oră, că nu va mai face nici asta. Știam de aseară că va pleca, dar nu știam 100% că pleacă astăzi. Și am la dispoziție astăzi să mă gândesc care vor fi cei trei capitani de echipă. Veți decide dumneavoastră capitanul sau veți supune la vot? Nu, vom decide noi stafful capitan de echipă. Da. Da. E bine, nu? Să-ți faci o strategie înainte de antrenament, într-un fel. Nu, ți se spune că pleacă după meci. Da. Și îl incluzi în meciul respectiv, nu? Da, sigur, și faci echipa. Pregătirea. Exact. Nu era niciun orice post, adică era și unul dintre cele mai importante. Și un meci foarte important pentru FCSB. Vedeți, dar după aia dacă nu se califică FCSB, spune Dică n-a reușit să facă echipă. Dar aceste contexte și aceste aspecte se uită puțin. Aici cred că trebuie lucrat și din punctul ăsta de vedere la FCSB, la ceea ce se comunică. Partea de comunicare, am văzut discuțiile pe care le-au avut, schimbul de replici, cum să zic, publice,
Meme Stoica la o altă televiziune față de Tănase. Acum, la fel, Dică transmite niște lucruri pe care, normal, noi n-ar trebui să le știm. Pentru că, uite, ce, practic, ne dă o concluzie că nu-i se comunică. Ceea ce trebuie este, poate, nu este atât de important. Mai grav, i s-a comunicat. I s-a comunicat pentru că rămâne, după care că va pleca și el cumva nu știe ce se întâmplă acolo. Ei, aceste lucruri de pe partea de comunicare ar trebui să lucreze mult mai mult. Pentru că îl pune pe el într-o lumină nu foarte bună, ca și antrenor la FGSB. Domnilor, cam atât în prima parte a zilei. Să sperăm că ne vom întâlni după cu rezultate pozitive. Așadar, Universitatea Craiova-Vlasnia începe de la 1-1 în partida tur și poate fi urmărită această partidă în direct la Prima Sport 1. CFR deja s-a calificat. Ne-ați spus deja că nu vă așteptați la surprize neplăcute. Ar fi minunat, nu? Să mergem în turul 3 preliminar cu toate, nu? Să sperăm. Okay, dar toate se vor califica. Celelalte trei echipe, CFR se califică. Să sperăm că vom avea parte de bucurie la finalul acestei zile de conference. Vizionare plăcută la meci, ne revedem așadar după cu reacții.